Saltirea. Anul 2007, Sfânta Mănăstire Frăsinei. Această psaltire reproduce textul îndreptat ortografic al ediției din 1843 de la Mănăstirea Neamț, care folosește limbajul vechi. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pre noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cinstita prăsnuirea prorocului tău, Doamne, cer, o arată pe biserică, că îngerii împreună cu oamenii se veselesc pentru rugăciunile lui Hristoase Dumnezeule, în pace îndreptează viața noastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Multe sunt mulțimile păcatelor mele de Dumnezeu Născătoare, către tine am năzuit curată, căutând mântuire. Cercetează-ne putinciosul meu suflet și de roagă Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să-mi dea iertare de răutățile ce am făcut, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Trăime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează-mi inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești de Dumnezeu insuflați psalmi, care Duhul Sfânt prin gura lui David i-a grăit, pe care și eu nevrednicul voiesc acum se grăiesc. Și cunoscându-mi nepriceperea mea, căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer de la Tine ajutor, Doamne Iisuse Hristoase, îndreptează mintea mea și întărește inima mea, nu de graiurile gurii să mă îngreuiesc, ci de înțelegerea cuvintelor să mă veselesc și să mă gătesc spre lucrarea faptelor bune care mă învăț și să le grăiesc ca cu faptele cele bune, luminându-mă să fiu părtaș la judecată părții celei de-a dreapta, cu toți aleșii Tăi. Deci acum, Stăpâne, blagoslovește ca, răsuflând de la inimă, cu limba să strig într-o acest chip.